Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan. La Europa FM Astăzi, la ediția Schimbă Perspectiva, am invitat un uh, om la care țin foarte tare, pe care îl cunosc de foarte multă vreme și pe care îl urmăresc așa ca un spectator, cum reușește să facă un slalom fantastic între roluri de soț, tată, uh, influencer, om de afaceri, uh, om care face bine. Dan Cruceru este invitatul meu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Europa FM Îți mulțumesc foarte tare că ai venit și. Eu îți mulțumesc pentru invitație Este o și mare plăcere Și ai desenat de așa dat. un zâmbet pe buze Așa cum le spun eu oamenilor Care ne ascultă din mașini Și stau așa un încruntați Desenați-vă un zâmbet Că nu știi niciodată cine te vede în mașina Și crede că ești supărat pe viață Așa că hai să... Vedem, Dana, în care au fost principalele momente din viața ta în care, doar schimbând perspectiva asupra lucrurilor, ai reușit să transformi uh, un, un moment de blocaj sau de uh, impas sau o, sau o provocare într-un succes. Cred că au fost destul de multe de-a lungul vieții, mai mici sau mai mari. Poate cel mai important din viața mea a fost cel în care um, am întrerupt... Colaborarea permanentă cu postul la care lucram, postul de televiziune la care lucram, și am pornit pe calea antreprenoriatului. N-a fost o alegere a mea să zic, am fost forțat de această situație, pur și simplu postul respectiv a fost închis și a fost un moment de depresie destul de mare. Am povestit-o, dar nu foarte des. Am avut vreo șase luni de zile în care consideram că nu am niciun motiv să mă ridic de pe canapea. Că, din situația în care eram, mă consideram un fel de zeu, așa la momentul respectiv, pentru că eram în centrul atenției din partea tuturor și eram extrem de popular, toată lumea. Te invita peste tot? Mă invita peste tot, eram într-o stare de beatitudine continuă, știi? Și din momentul în care postul respectiv a fost închis, la mai puțin de 24 de ore, telefonul s-a oprit din a mai suna. Doamne, deci mi se pare. Este incredibil, este absolut incredibil cum dintr-o dată îți dai seama că nu era decât o poleială, că nu existau prieteni reali, că nu existau oameni din cei mulți care să fie de fapt cu tine. Uh, și existau doar cei foarte, foarte apropiați Și foarte puțini Și te-ai gândit că este cel mai rău lucru Care ți se putea întâmpla Exact, da uh, Asta înseamnă depresie, nu? Să nu mai vezi lumina de la capătul tunelului Să nu crezi că mai există pic de speranță Și să Crezi că acolo e sfârșitul Și ce ai făcut? Ai ținut doliu după Acel dan? Băi, uh, fii atentă ce am făcut uh, Am fost lăsat să plâng am fost lăsat să plâng de către familie și Cristina ne ascultă cu siguranță și trebuie să le recunosc că este meritul ei, soția mea, care a zis așa, te lasă să plângi, hai, ai plâns, o lună, două, trei, gata, ok. Dar hai, te ridici, ești tânăr, ești puternic, ești deștept, ești, ai citit o grămadă, pune mâna, hai să creăm ceva, hai să încercăm. Și cred că ăsta a fost un marele moment al vieții mele și am îndrăsnit să încerc. Am în, în primă fază am făcut un business care n-a dat faliment, dar nici n-am câștigat ceva. Am avut eu o plajă închiriată la mare. Am zis, trec în zona de antreprenoriat și încerc să aduc bani în casă. La acel moment mi-am spus așa, odată ce mi-am revenit psihic, mi-am spus că nu, vom, nu voi mai fi vreodată o cifră în excelul ul cuiva. Și de aceea m-am apucat de antreprenoriat. Pentru că este o mare diferență între a fi angajat și a fi pe propriile picioare, a fi antreprenor. Da, angajatul își va lua salariul la timp tot timpul, da? la fiecare început de lună sau sfârșit de lună, depinde cum îl plătești, angajatul va primi respectivii bani, poate că antreprenorul, patronul, nu se va plăti pe el în luna respectivă, dar are alte satisfacții. Satisfacțiile sunt cele ale lucrului creat cu mâinile tale, în care duci o idee de la nivelul de idee până la implementare, până la ceva mare. Da? Am o idee scrisă pe hârtie, visez noaptea, am un telefonul aproape și notez în agenda, și după aia văd cum reușesc să le fac, cum să le implementez. Și în momentul în care ideea devine acel lucru palpabil pe care, la care doar am visat, satisfacția este imensă. Iar satisfacția asta nu o poți avea decât dacă ești antreprenor. Iar tu te-ai gândit să faci ce A, să așa. faci? Entertainment pe o plajă. Bun, în prima fază asta am făcut. Mi-am dat seama totuși că nu este de mine munca în domeniul Horeca. Pur și simplu, era prea multă educație de făcut acolo și am zis că mă duc în zona în care mă pricep mai bine, în zona de comunicare, în zona de online, în zona de TV și media, dar pe proiectul meu. Și așa am creat în prima fază un blog, iar acum sunt patru companii sub aceeași umbrelă. Iar pe tine lumea te cunoaște ca fiind... Taticul. Taticul. Da, este un cuvânt care mi-a venit în minte prima oară când am luat-o pe Sofia în brațe și am zis, ea se uita, vorba vine se uita, că nu prea vedea la câteva ore de, de, de la naștere, se uita la mine așa, chiorâș, și eu mă uitam foarte uimit la ea, o țineam așa în brațe și zic, aha, tu ești, tu ești aceea, draga mea, eu voi fi tăticul tău și câțiva ani mai târziu, am creat acel taticul. Este un cuvânt inventat. Este un concept. Este un concept. Este, un, este o marcă înregistrată între timp. Se și poate este o poveste citi. povestea tată. Exact. Și se... rolul, pe, multiplele roluri pe care le ai în viața copiilor tăi. Da, și am ajuns în stadiul în care, de la acest cuvânt. Uh, repet, sunt patru companii, dintre care și o asociație păi cu bun, care facem foarte rog, multe lucruri bune. Zim, zi te rog, că să rămânem acolo în punctul ăla, pentru că sunt foarte mulți oameni care ajung în situația în care ai fost tu și care nu găsesc nicio direcție și nu știu să caute în ei care e acel ceva pe care eu îl fac uite așa, care îmi vine mie foarte ușor. Păi asta zic, în primul și în primul rând, dacă vrei să începi un business... Trebuie să începi cu ceva la care te pricepi, cu ceva care îți place. Da? Să faci business nu înseamnă să ai program de lucru. Oameni buni, că mă întreabă foarte multe în lume, dar cum îmi dau eu seama care e acel ceva? E Foarte simplu. Așa? Sunt valorile tale. Da? De... Sunt o felul de exerciții online. Am fost și eu de, de este... curând la un seminar dintre ăsta internațional la Londra e un mare doctor în zona asta, doctor de martini. Bine, poate nu trebuie să mergi, să mergi până acolo, știi? Dar că e simplu. care este lucrul care îți place ție să-l faci ce Așa, mai Așa, și care e acel lucru despre care cei din jurul vostru spun, băi, Dan este foarte bun să comunice. dă un subiect și zi să vor, zi, spune să vorbească lumii despre asta și el va găsi toate instrumentele prin care poate să facă lucrul la cunoscut. Spunem să vorbesc că o oră despre iarbă și voi face asta. Iar Mirela este foarte bună la copii. dă cinci copii într-o benzinărie, într-o bucătărie, într-o toaletă, într-o parcare. Să fie fericiți. exact. Da. Indiferent cât e nevoie. M-am jucat cu trei copii la un restaurant, cu două scobitori și un șervețel, o jumătate de oră. Iar adulții se uitau fascinați la mine. Corect. Cum am reușit eu să distrag atenția copiilor de pe telefoane și de la plictiseală și să-i țin o jumătate de oră. Deci, dincolo de ceea ce simți tu că poți să faci, este și acel ceva pe care toată lumea îl știe la tine. Da, fiecare dintre noi are acel ceva. Da, eu trebuie spun, doar să întrebe în jur. de har de la Doamne-Doamne? care dintre noi îl are. Uite, aici pe, pe masă am trofeul Nu există, nu se poate, pe care l-am primit în gala Andrei Marin și mi-am propus să țin acest trofeu aici, în emisiunea, pentru că foarte mulți oameni spun: Eu nu pot să fac asta niciodată. Nu Uite, exista, că schimbând nu se poate. perspectiva, oricare dintre noi. Poate să facă lucrurile nu acum, poate nu așa, poate nu cu cine e la îndemână, dar cu siguranță că putem să facem. Da, oamenii trebuie să înțeleagă că, de exemplu, eu fac antreprenoriat de aproape 10 ani și n-a fost ușor, și nu este ușor. Dar vrei, și să, vrei să ne povestești un pic cum a ajuns de, de ajuns de la un simplu comunicator care uh, și-a dat seama că rolul de tată este uh, o nișă în piață foarte rar abordată. Este foarte rar abordată, în plus însă mie mi-a și plăcut foarte mult. Eu mi-am descoperit copila în cei în cele șase luni de zile în care n am mai avut nimic de făcut, știi? Pentru că dacă nu ești acolo prezent și ți se pare că ești tot timpul prea ocupat și că te duci și faci carieră și tu ești stâlpul familiei care trebuie doar să aducă bani în casă, n-ai cum să-ți descoperi copilul. Știi? Eu am avut marele noroc, de asta îți spun, acel moment în care totul mi s-a închis în față, de fapt a fost marele noroc în viața mea. Da? peste ani, m am dat seama de asta. Acel șut în fund a fost de fapt o mare, mare oportunitate. Nu te-ai fi oprit niciodată șase luni să-ți cunoști copilul. Exact. Și să descoperi... Pentru că aș fi zis că mama am de făcut aia, 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 trebuie să mă duc la serviciu și așa mai departe. Știi? Dragi ascultători care vă aflați într-un moment de impas, uitați-vă în jurul vostru, de fapt, care e acel lucru pe care aveți șansa extraordinară să-l faceți acum, în momentul în care nu puteți să faceți ceea ce făceați până în prezent. Da. Și probabil că dacă o să descoperiți asta, o să știți ce aveți de făcut mai departe. Care au fost primii pași? Ca să fie și inspirațional pentru ceilalți. Primii cei care pași, și am făcut exact ceea ce mă pricepeam să fac. Am scris despre relația mea cu copilul meu și despre rolul tatălui. Ai scris într-un în, blog? Într-un blog, taticul.ro. Este un blog. Ei bine, aici a venit un val imediat de ură. Asta a fost în primă fază, un val incredibil de sute de mii de oameni care îmi spuneau că n-am de ce să discut despre subiectul ăsta. Ce te certifică pe tine, Dran Ce te te certifică? Să vorbești. De ce spun că tatăl trebuie să fie acasă cu copilul? De ce, trebuie, de ce spun că tatăl trebuie să-și plimbe copilul în parc? Sau de ce spun că tatăl are voie să plângă, de exemplu? Da? Era la momentul respectiv, în urmă cu 10 ani, Aproape nu era nimeni rușinos. care să vorbească despre asta, da? Și era rușinos, da, pentru că doar mama, doar mama face asta. Și valul de hate a fost atât de mare încât, îți spun, erau toată lumea. Erau femei care mă trimiteau pe șantier, erau bărbați care mă trimiteau să facă reclamă la uh, produse de igienă pentru femei. Da, atât de mult hate era. Uh, Sincer. Să știi că aparent nu mi-a plăcut. Evident, fiecare comentariu negativ te afectează într-o mai mare sau mai mică măsură. Doar că eu aveam un scop. Scopul meu era să scriu despre asta și să aduc subiectul în piață. Nu am avut nimic comercial în momentul respectiv în cap. Da? Partea cu influență reală era încă foarte la început. Nu aveam niște cifre în cap. Nu am tratat-o ca pe un business la început. În schimb, îmi doream să aduc subiectul ăsta în atenția publicului, și norocul meu a fost că aveam deja obrazul gros din anii mulți petrecuți în televiziune. Și atunci știi foarte clar că e destul de simplu să scrii un comentariu negativ în zona de online dar nu vei îndrăzni prea multe când vei vedea omul în față. Da, eu tot timpul mă gândeam, multe, omul la care mi-a scris un comentariu neplăcut, femeia aia, că uneori îți vine și intri pe profil să vezi, uite, doamna X care a scris un comentariu negativ este casieră la supermarketul nu știu care. Da. Dacă eu mă duc acum în fața ei și zic, bună dimineața, ce faceți? Cam ce reacție o să aibă acea persoană care a profitat de de posibilitatea de, libertate ei de a asta scrie mare. Or, orice. Da. Orice. Da, li se, li se pare că, fiind în online, totul rămâne anonim, cumva sunt destul de protejați. Și în apoi fiind. mai e ceva. Din păcate, eu în ultima vreme am schimbat abordarea acestei, acestor stări. Acești oameni, cei mai mulți, nu înțeleg. Ei nu înțeleg și nu le explică nimeni, dar nici nu știu să spună, măi omule care ești, tată de copil, eu n-am mai văzut așa ceva până acum. Ajută-mă și pe mine să înțeleg cum e povestea asta, că eu am da. acasă un bărbat care pleacă dimineața la șase la fabrică, vine acasă, pune salarul pe masă, eu gătesc, eu spăl, eu duc copilul, eu le fac toate și el stă pe fotoliul la televizor și spune că ăsta este rolul bărbatului. Ajută-mă să știi... Da. Asta e, de fapt, dacă noi reușim să-i facem pe oameni să înțeleagă demersul nostru, cu siguranță că atitudinea lor se schimbă. Și trebuie să insistăm. Să Și nu așa, renunțăm. Exact. Uh, au fost momente în care eram tentat să renunț la taticul, dar uh, cumva tot timpul am găsit resurse. Și la fel, familia a fost principala care m-a susținut Prieten de genul Mirela Retegan, care bă, faci o chestie mișto acolo, continuă, de exemplu, și hai hai să mai încercăm, hai să mai încercăm, hai să mai încercăm, pentru că nu este simplu să reziști într-un domeniu 10 ani, da? Apar tot timpul generații noi, trebuie să fii mereu în priză, trebuie să ai subiecte noi tot timpul, trebuie să E complicat și concurență, chiar și. Eu, aici. eu de fiecare dată când mă gândeam că nu mai pot și că am obosit și că nu mai vreau și gata, apăs butonul ăla și închid canalul de YouTube da. și gata, exact. s-a terminat îmi apăra în cale cât o mamă cu un copil cu sindrom down. Oh. Îmi trimitea un mesaj o mamă din oncopediatrie. Mă trezeam cu o învățătoare care îmi trimitea o filmare cu copiii care cântau vreo pupic de noapte bună. Și iar... Sunt semne. Iar mi a luat energie și mă mai duceau da. o bucată de drum. Pentru oamenii ăștia trebuie să continui. Da, 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 da. Domnule Dan Cruceru, eu vă să sincer că v-am invitat la această emisiune uh, cu un interes aparte. Am văzut Filele trecute, un filmuleț uh, cu fiul dumneavoastră, <laughs> Cristian Dan, care vă întreba așa, citez, Tati, tu când o să te desparți de mami, cu cine o să te căsătorești? Da. Și mi s-a părut că a devenit așa o normalitate pentru copiii noștri să vadă cuplurile despărțite în jurul lor și a, a urmat o întreagă discuție între voi doi legat de asta, și mi s-a părut uh, atât de uh, deștept Naturală. modul tău de a îl, îl uh, liniști și în același timp, dar el nu era îngrijorat. Nu, 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 nu. nu. Era doar curios. Era doar curios, da. Și vrea să știe el ce face mai departe. Da, da, da. Um... Am să spun toată povestea, așa, foarte Da, Atunci, fiată, vreau să-mi spui toată povestea după pauză. După pauză. Da, pentru că e mult prea frumoasă. Întrebarea și... copilului era: cine este Beatriz? De fapt, tati, pe noua ta iubită o va chema Beatriz de aici. și a, Între timp, clipul are aproape un milion de vizualizări și. Oamenii întreabă în social media Cine este Beatrice? Cine, Cine este Beatrice? Este Beatrice e asistenta mea uh, Nu, uh, o să aflați după publicitate O să după publicitate <laughs> Că mai există și o altă Beatrice decât Beatrice a mea Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan Ne-am întors la Europa FM, Eu sunt Mirela Retegan Dan crucerul este alături de mine Și dacă ați pierdut prima parte a emisiunii Să știți că o puteți asculta și pe Spotify Și pe canalul de YouTube Pentru că o să descoperiți Cum din uh, acest Prinț al televiziunii românești a devenit visul mămicilor din România. Iar astăzi se confruntă cu o altă problemă, întrebările existențiale ale fiului Cristian. Este. Dan Cristian este absolut delicios. Da. Are o minte sclipitoare, o minte care este încurajată să inventeze, să creeze, să viseze. Uh, și vine cu tot felul de întrebări treznite. Așa. Uh, clipul la care făceai referire înainte de publicitate a fost cam așa. Fiul meu alergase prin cartier, în picioarele goale, era negru din cap până în picioare, nu l-am lăsat să intre în casă, l-am luat direct și l-am băgat în chiuveta din baie. Și îl spălam pe picioare. Și în timpul ăsta mă întreabă. Tati, Uh, tu, după ce te desparți de mami, uh, o să ai o iubită Beatriz? Ok. Și de acolo a început o discuție. Eu, neavând nici cel mai mic dubiu în privința, cred că de aici a apărut și liniștea imediată a copilului. Eu, ne tremurându-mi vocea nicio secundă și ne transmințându i vreo secundă... Ne existând această problemă între voi, tu nu aveai mine de ce să te emoționezi. Mea, nu m-am emoționat. Și eu am spus eu nu am de ce să-mi iau o nouă iubită, mie îmi ajunge uh, mama ta, ne-am căsătorit, este în regulă și cu asta basta. Uh, de fapt, ce se întâmplă? o cunoștință un, care are vă 25 de ani și este la vârsta în care își trăiește tinerețea, aventurile și așa mai departe, a avut o discuție sau băiețelul meu a auzit-o de la un prieten comun de acolo ceva în care el a spus că s-a despărțit de Beatrice. Ok. Iub Beatrice este fosta iubită a celui tânăr. Okay. Da? În paralel, într-adevăr, are la grădiniță copii cu părinți divorțați. Și cumva, da, îi se pare. De fapt, nu îi se pare nici cum. Nu tratează relațiile acestea, separarea părinților, foarte clar în alb și negru. O ia ca pe o realitate. Ei bine, după acest video, noi am continuat discuția, n-am mai filmat asta pentru că era o chestie na, era între noi, în care i-am pus problema, tati, hai să discutăm serios despre ce înseamnă căsnicie, despre ce înseamnă divorț, dacă s-ar ajunge la divorț, tati ar pleca din casă sau mami ar pleca din casă, iar tu ar trebui să alegi din când în când unde să dormi. Unde ai vrea să alegi? Ne-am dus până Așa. în zona aia, știi? Okay. Uh, unde ai vrea să stai? Ai vrea să dori la tati sau ai vrea să dori la mami? Și răspunsul lui a fost Nu știu Nu-mi place subiectul Hai să discutăm altceva Bun. Foarte tare da? Adică dacă vrei să mergem până acolo Să-ți explicăm totul Cam așa stau lucrurile Dar înțelege că nu este cazul Și-a dat seama că nu are nevoie să-și bată capul Nu-i trebuie ceva. așa ceva Este bine De altfel în fiecare seară îl prind așa dacă ajung mai târziu acasă că doarme în patul nostru, îl iau și îl mut și deci nu, lui îi place cu noi doi și nouă ne place în formatul ăsta de patru cu sora lui și cu soția și cu toată lumea. Suntem bine. Dan Crucerul este invitatul meu de astăzi și mă bucur foarte tare că putem să vorbim despre așa relaxați despre subiecte de care oamenii se tem să vorbească și ne-ai dat un exemplu foarte frumos dacă vrei să-ți liniștești copilul indiferent cât de greu pare subiectul acela, arată-ți disponibilitatea de -a, cu el. de a vorbi cu el și o să-ți dai seama că de fapt s-ar putea să nu-și dorească atât de tare da. Și mai mult e în capul tău și scenariile tale sunt mult mai grave decât tot ceea ce da. ar putea copilul să-și imagineze. Atât cu Sofia, care are 12 ani acum, cât și cu Dan Cristian, care are 5, vorbim cam orice, răspundem la toate întrebările. Sofia a fost uh, fana Zurli. Sofia a crescut cu voi. Da. Sofia este Zurli. Iar uh, Dan Cruceru a jucat la un moment dat personajul Yuti, pentru că uh, actorul care jucase personajul Yuti s-a căsătorit și a ales <laughs> o altă viață. Uh, și Dan a făcut la un moment dat acest personaj de dragul să fie și a fost da. așa o surpriză fantastică pentru ea să te vadă îmbrăcat în acel costum. Și îți mulțumesc foarte tare pentru că de-a lungul anilor uh, ai rămas acolo lângă noi și uite că împreună am făcut niște campanii foarte frumoase de prevenție, da, legate doamne, de scaunul de la ma din mașină. Am fost și... în 30 de orașe după voi! Foai, de greu! Greu! <laughs> <laughs> foarte greu, îți dai seama. Era anul trecut sau cu 2 ani, nu? Acum 2 nu ani. Acu ani, în 30 de orașe, prin toată țara, în fiecare weekend, 2-3, uh, iarnă, frig, uh, zăpadă pe locuri, Dar am mers pentru că am crezut și în... cum crezi tu în cauza ta, e în cauza mea. Cauza Când am fost mea... cu super Zurli exact. în turneu cu spectacole. Și eu Dan veneam venit... în foaierele teatrelor unde voi avea spectacole și eu explicam oamenilor despre cât de important este să aibă un scaun auto în mașină iar, pentru eu, iar eu am cunoscut un copil, pe mine m-a impresionat foarte tare și mi-am dorit foarte mult să fi în povestea noastră, pentru că eu am cunoscut un copil care uh, a rămas paralizat pentru tot restul vieții uh, din cauza faptului că stătea între cele două scaune ale părinților. Părinții aveau centura și la o frână puternică a zburat copilul prin parbriz și da. uh, mie mi-a rămas atât de. Puternică în cap această imagine, încât susțin de fiecare dată nevoia de a le aminti părinților cât de important este să-și țină copiii în siguranță. Și... Este foarte simplu, adică nu e filozofie. Este simplu. Scaunul auto face diferența între supraviețuire și tragedie. Iar centura... dacă tu îți iubești copilul. Și spui că este cel mai de preț cadou pe care l-ai primit vreodată de la Dumnezeu, îl protejezi. Un scaun auto este mai ieftin decât un telefon mobil. Punct. Da? Și cu toții avem telefoane mobile. Despre ce vorbim? Iar centura de siguranță este îmbrățișarea pe care părintele nu o poate da copilului exact. în timp ce conduce și atunci îl lasă în centura de siguranță ca el să ajungă cu bine la destinație. Dacă ție ți s-a părut greu în 30 de orașe, imaginează-ți că eu am pornit am auzit. cel mai mare turneu din viața mea. și sunt orașe în care... Uh, nu am ajuns niciodată. niciodată Dar nu știu dacă a mai ajuns cineva nimeni, din zona de Nimeni trupe. Nimeni n-a ajuns în Bumbești Jiu. Nimeni n-a ajuns în Lupeni în Ce videle... bucurie vei face oamenilor de Deci acolo. videle, Lupeni, Petroșani uh, Hunedoara, Mizil uh, Ne ducem în zona de nord Dar nu în Baia Mare Că am fost în Baia Mare de câteva ori Ne ducem în sighetul Marmației Ne ducem în Borșa Ne ducem în Tășnad, în marghita, În șimleul Silvaniei În localități în care nu a ajuns până acum un astfel de eveniment. Eu, eu le spun evenimente mari în orașe mici. Am fost într-un oraș în care primarul a venit și mi-a zis, doamna Mirela, nici la hram n-a venit atâta lume. <laughs> da. Iar pentru mine asta înseamnă foarte Rahramul mult. La da. Îi rog pe părinții din toată țara să urmărească pe zurli.ro calendarul, pentru că îl abdatăm în permanență și îmi doresc foarte tare să să, să profite de faptul că suntem acolo. Da, cred că, cred că este o mare bucurie pentru ei și neapărat să meargă. Sălile sunt foarte mici, sunt 300 de locuri, dar noi facem show în afara sălilor și intrăm. Cum intrau mașinile, nu spunem numele acelui produs, în anii 90, o răcoritoare roșie a intrat cu camioanele, cu moș Crăciun și cu luminițe și cu cântecele și a străbătut toată România. Și noi toți cei de atunci eram la geamuri să vedem caravana. Așa da. ne ducem noi cu mașinile Soarte noastre colorate, da. cu boxe, când intrăm în oraș, se colorează orașele și uh, acolo unde avem spectacol, organizăm un. Eu nu urc pe scenă, că urcă Maia acum mascotele, eu stau la intrare. Okay. Eu am o oră, tu știi că eu stau da, și da, înainte da, 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 și după, da, da. avem ora de dinainte de spectacol, când îi primesc și fac poze cu ei și ei mi-aduc plăcinte și deci, sper să măi, nu mă mai ce vedeți sau ce auziți voi acum este un exemplu clar despre nu există, nu se poate. Dacă voi credeți că vă este greu să porniți un business sau să faceți ceva ce vă place, pentru că, vezi, doamne, nu mai aveți timp, gândiți-vă la Mirela Retegan, care pleacă într-un turneu de 269 de orașe. Așa ceva nu că n-a mai existat în România, dar nu este comparabil cu nimic altceva. Dacă femeia asta a avut un vis și l-a dus la nivelul ăsta și îl face realitate, ce vă este vouă complicat să porniți ceva mai mic? Mai mult, dacă vă este ceva complicat, scrieți-ne. Eu okay. o să pun acum De o ce postare nu? pe Mirela Retegan oficial, unde punem o întrebare acolo, care i visul tău? pe care ai vrea să-ți-l împlinești, dar nu știi, nu știi de unde să-l apuci, și eu și Dan Humanele. vă promitem să vă răspundem la aceste întrebări. Cum Scrieți anum. acolo la comentarii. Ba, vă dăm și un cadou, unuia dintre voi. Eu cel puțin am cărțile astăzi, aici, acum și un cadou zurli pentru uh, un răspuns. Dar altfel, oricine este în punctul în care aș porni ceva, aș schimba perspectiva, dar nu îndrăznesc. Aș face altceva și nu știu de unde să o apuc. Uite, facem noi o sesiune da. de mentorat și cu mare drag le dăm niște direcții și răspundem punctual la fiecare om. Yes! Te-am prins! O, oricând! Deci în zona asta, mai ales dacă oamenii cred că eu le pot da sfaturi, eu joc puțin rolul modestiei aici, pentru că analizând trecutul ultimilor 10 ani, singurul sfat pe care îl pot da cu adevărat este fix ăsta de pe trofeu. Nu există, nu se poate. Dragilor, această emisiune se numește Schimbă Perspectiva, <laughs> da? da este un joc pe care eu îl făceam cu Maia când era mică. Maia venea de la școală și zicea, mama, știi că nu știu care coleg n-a fost de acord și nu i am plăcut și n r -r -r. Și eu ziceam de fiecare dată, hai să facem jocul de perspectivă. Ne așezam la masa din sufragerie și o puneam unde ești tu, Dan? și o întrebam, ce vezi? Ce vezi, Dan, de acolo de unde ești tu? Okay, vezi pe mine. Evident. Nu? Dar... Ce văd eu de aici, de unde sunt? Te văd pe tine. Ce vede cineva care stă în capul mesei? Vede fereastra. Ce vede cineva de la fereastră? Vede peretele. Până nu suntem așezați în același loc și aliniați cu ceea ce vedem, noi nu avem cum să înțelegem. Corect. Și uh, noi nu dăm sfaturi, dar putem să le arătăm oamenilor perspectiva noastră. Putem să le arătăm oamenilor ce am făcut noi? Putem să le spunem oamenilor ce funcționează pentru noi și dacă ei sunt dispuși să încerce ceea ce facem noi, poate va funcționa și la ei Aveți și poate să încredere. vină și cu latura lor personală. Aveți încredere! Nu doar că poate să vină, este foarte importantă. Pentru că eu am reușit uh, într-un business care n-a pornit ca business. A pornit Come ca o nevoie a mea de mamă să construiesc o lume pentru copilul meu și pentru toți copiii pe care eu îi iubesc. S-a transformat într-un business pe care a trebuit, pe urmă, să-l gestionez că nu se putea altfel. Tu ai pornit din nevoia ta de tată exact. de a exprima emoțiile pe care le-ai simțit legate de uh, Sofia și, la un moment dat, a trebui să-l organizez pentru că uh, funcționa într-un fel în care nu îl mai puteai gestiona. Pentru că gestiona. aș fi rosit lucrurile după aia. Dar ce vreau să înțeleagă, dragi ascultători, și să nu uite. Și eu și tu am avut foarte mulți oameni care ne-au spus. E o prostie. Da. Cine te creditează pe tine? Cine te crezi tu? Eu am avut 200 de mii de oameni în prima lună care mi-au zis du-te înapoi la ce știai să faci. 200 de mii în prima lună. Despre ce vorbim? <laughs> Da. Deci... Și mi-au zis, și totuși am mers mai departe. Uitați-vă la noi! Suntem da. aici! Suntem mai fericiți decât am fost vreodată. Mi Suntem se din pare... ce în ce mai bine. Da, uneori sunt. mă uit așa în oglindă și nu îmi vine să cred că am putut să crez toate lucrurile astea. Da, nu, nu l-am creat singur și n-aș fi putut să le creez singur încă o dată, meritul soției, meritul familiei, meritul uh, tuturor partenerilor cu care am lucrat de-a lungul timpului dar nu m-am oprit niciodată și am spus, băi, trebuie să iasă chestia asta hai să găsesc soluții, vreau să fac asta, cum o fac? Singura Singurul impediment a fost tot timpul să găsesc drumul nu uh, rezultatul îl știam știam ce vreau să fac, știi? Cred că aici este marele, marea provocare pentru Aș vrea una foarte tare ca oamenii care ne ascultă și nu au de partea lor nici familia, nici o echipă, nici Dar susținători. toate astea nu au, au fost de la început. Echipa nu a fost de la început. Exact. Tocmai. E credința ta. Da. Că poți să faci ceea ce simți că trebuie să iasă din tine. Primele luni, primii ani, lucram... 24-24, adică... Tata mă, căuta, mă trimitea să-mi caut servici că o să moară copilul de foame, că da. nu o să-mi dea nimeni bani să mă joc cu copiii. ce prostie prostia asta? Să-mi caut un servici ca toate femeile care se duc la servici, exact. de la 8 la 4. Tu nu găsești un loc undeva, nu știi pe nimeni, la vreo primărie, la vreo firmă. Du-te și caută-ți un patron să te încășeze. <laughs> exact. Tata, dar eu mi-am făcut firmă. Du-te, vezi, de treabă tu cu firma ta, că da, da, da. îi da faliment, pentru că ei asta auzeau, Maica, patron, că nici acum, Mama care ne ajută foarte mult și stă cumva cu noi, nici acum nu înțelege foarte clar ce-am reușit eu să creez, știi? Faptul că sunt invitat la toate televiziunile, faptul că mă văd oamenii ca pe un exemplu de urmat și în zona de pedagogie și în zona de comerț cu produse pentru copii și toate cele și că sunt un om căutat și de, de succes, mama nu... Înțelege încă foarte clar lucrul ăsta Mai avem trei minute zice... și vreau să ne întoarcem la acel moment în care Dan, vedeta de televiziune, s-a trezit într-o zi fără obiectul muncii, fără o motivație pentru care să se ridice din pat, să se îmbrace și să iasă din casă. Fără, fără scop, fără sens. A, așa, mai adus în zona aia lacrimogenă așa, în zona aia cu depresie. Bine, hai. Sunt foarte mulți oameni în acel punct. Și eu am fost acolo și mi-am jurat. Că niciodată nu voi mai ajunge în punctul în care nu voi avea un motiv să mă ridic, să mă îmbrac și să ies din casă. uneori îmi doresc așa să nu mai am motivele alea ca să dor și eu un mai mult. Eu nu mai îmi doresc, eu mă tem. Nu, da. mi-am învățat lecția acolo. Și aș vrea să te uiți în urmă și să le spui oamenilor care ne ascultă ce simți astăzi la atâția în distanță pentru Sim. momentul acela. Simt acum, ca acel moment a fost cel mai mare bine pe care Dumnezeu mi l-a dat. A fost ceea ce vedeam atunci ca o groapă imensă, acum am răsturnat acea groapă și eu văd un mare munte în vârful căruia am ajuns. Asta? Și acum nu doar că nu mai consider niciun munte de nedepășit, dar am în fața mea o grămadă de munți pe care știu deja că voi urca pentru că am o sumedenie întreagă de planuri. Știi? Este... rachetă mă simt acum, știi? Adică am toate soluțiile, mă duc pe Marte. Doamnă, deci te iubesc Mulțumesc. și pe tine, și pe Cristina, și pe Sofia, și pe Dan Cristian Și nu mă cheamă Beatriz <laughs> Eu nu sunt Beatriz Dan Cruceru a fost astăzi la Schimbă Perspectiva Mulțumesc foarte a, mult Și și trecut timpul da. Noi am putea vorbi Dar n-a trecut degeaba, și... sunt sigură sunt Mulțumesc sigură și eu că... mult pentru invitație Și sunt la dispoziția oricărui ascultător Dacă el consideră că îl pot ajuta, măcar cu un sfat Intrați pe Mirela Retegan oficial, o să găsiți acolo o postare, și la comentarii scrieți-ne despre acel vis pe care ați vrea să uh, îl vedeți uh, împlinit, dar nu știți de unde să-l apucați. Eu sunt Mirela Retegan și. Ne întâlnim în țară, ne întâlnim în orașele mici în care facem evenimente mari și ne întâlnim de 1 iunie la sala Palatului, unde vă aștept pe toți, oameni mari și copii, să dăm voce copilului din noi. Cu toată dragostea, până data viitoare, la revedere! Schimbă perspectiva cu Mirela Retegan la Europa FM.